Începând de astăzi, ora 12, județul Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă până duminică 18 septembrie, ora 20. În intervalul menționat sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat, grindină și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metrul pătrat și izolat 40-60 de litri pe metrul pătrat. Începând de astăzi, până duminică la ora 20, județul Mehedinți se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat, grindină și vijelii. Începând cu a doua parte a nopții de sâmbătă spre duminică, vântul se va intensifica treptat în toate județele, atingând viteze în general de 55-75 km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși 80-100 de km pe oră. Pe parcursul zilei de duminică, aria ploilor se va restrânge, iar vremea se va răci accentuat, devenind deosebit de rece în cea mai mare parte a regiunii. Pentru prevenirea unor situații de urgență, ISU Mehedinți recomandă populației să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor de scurgere, în scopul facilitării evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, le reamintim cetățenilor să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care le asigură protecție. Totodată, parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate, care ar putea fi doborâți. De asemenea, în cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, facem apel la cetățenii să nu încerce traversarea râurilor prin apă și să nu se apropie de malurile acestora.